Peste 200 de cetățeni defavorizați din orașul Podcoava beneficiază de o masă caldă la cantina socială din localitate. Două feluri de mâncare le sunt oferite oamenilor în fiecare zi, mai puțin sâmbăta și duminica. Ne aflăm în fața cantinei sociale din orașul Podcoava. Aici este o poveste un pic mai lungă. Această cantină a aparținut cândva OMV Petrom. Aici funcționa o schelă de petrol, schela Podcoava, și era cantina lor, unde serveau masa. La 2016, dumnealor au luat decizia să renunțe, să închidă tot aici și să-l doneze către primăria Podcoava. Deoarece aveau deja ca funcționalitate cantină, am căutat în primul rând programe cu fonduri europene, să vedem cum putem să o reabilităm, pentru că era într-o stare destul de avansată de degradare. Am reușit să găsim prin POCU și prin AFIR, reabilitarea am făcut-o prin AFIR, iar prin POCU am reușit să înființăm un program de cantină socială, unde avem angajații plătiți din POCU și mâncarea asigurată. Deci reabilitarea a fost, da, 100.000 fără TVA, aproape vreo 600.000 de lei, tot cu TVA. Am reușit și din fondurile noastre, adică în jur de 100.000, 150.000 de lei din bugetul primăriei, iar funcționarea acestei cantine și dotări, că au mai fost mai multe dotări, au fost printr-un program POCU, care este de 1.000.000 de euro. Și pe 3 ani de zile. Această cantină funcționează din 2022 și sperăm că vă duce până la capăt. Cetățenii sunt foarte mulțumiți că pot beneficia de o masă caldă gratis, mai ales că sunt oameni care au chiar și câte 10 nepoți de hrănit. Ia mâncare la copii, da? De la cantină. Am 10 nepoți. Ne servește în fiecare zi, sâmbătă și duminică. E zi scurtă, sâmbătă, duminică este, toată lumea mănâncă acasă. Stă acasă, odinește. Da. Și e mâncare foarte bună. Pâine e bună, proaspătă. Mâncare caldă, ciorbă, fasole, cârnați cu fasole, pulpe, dă-le ciocănele. Cum să face ciorbă aici. Tocăniți așa cu orez, mazăre, iar toate modii de mâncare, da. Toată lumea e mulțumită pentru mâncare în fiecare zi. Sâmbătă și duminică nu e închis aici la cantină. Ne servește bucătăreasele cu pâine, cu ciorbă, cu toate alea. Ce trebuie la cantină? Să mănâncă copii. Uite, venim să luăm și noi ceva de mâncare și o să plec acum. Da. E cea mai bună. Începând din această toamnă, prin programul Angel Salini, se va reabilita și DG703C și totodată va fi implementat și proiectul pentru piste de biciclete. Un proiect de pe 4 km se reabilitează asfaltul, trotoare betonate, podețe la fiecare proprietate și la fiecare stradă noi. De asemenea, suntem în procedură de licitație, deci avem semnat contract de finanțare, banii sunt asigurați prin PNRR, pentru piste de bicicletă, piste de bicicletă care vor acoperi peste 20 de kilometri din localitatea noastră, adică de la intrare dinspre Scornicești până la ieșirea spre Icoana. De asemenea, adică sperăm să reușim să licităm și să facem proiectul cât mai repede, ca dacă mai avem timpul bun să ne apucăm în toamna aceasta, dacă nu, probabil că în primăvară vor fi aceste piste de bicicletă. De asemenea, prin PNRR se va extinde și monitorizarea video a localității. Valoarea proiectului este de 14 miliarde de lei vechi. În ceea ce privește iluminatul public, primăria Podcoava a reușit să implementeze un proiect cu fonduri elvețiene în valoare de 27 de miliarde de lei vechi. Avem în momentul ăsta monitorizare video de 27 de camere și o să mai extindem cu încă 25 de camere. Camere moderne care se rotează la 360 de grade, rezistă și la pietre și la că nu avem probleme din acestea. Adică niște camere foarte speciale și
pune, care vor acoperi cam toată localitatea. Am reușit să implementăm un proiect prin fonduri elvețiene, tot prin Ministerul Dezvoltării cu fonduri elvețiene, un proiect care a durat ceva, a mers foarte greu, dar în sfârșit suntem aproape la faza de recepție. Este un proiect 2.700.000 de lei, 27 de miliarde vechi, care vor fi sau sunt deja lămpi în toate stâlpii, lămpi cu LED, va fi foarte modern cu senzori, va funcționa la mișcare, lumina va fi mai puternică, adică este un sistem de lumină foarte modern și puternic, adică deja el funcționează la noi în Podcoava, mai avem de amenajat camera de telegestiune de unde noi vom avea control asupra becului, vom vedea când se ard, dacă să dăm intensitate mai mare sau mai mică. Este un proiect foarte important pentru că oamenii aveau nevoie de lumină și este pe toate străduțele din Podcoava, până la ultima proprietate. Avem aceste lămpi montate deja. Un alt proiect în valoare de 40 de milioane de lei urmează să fie implementat în scurt timp. Este vorba despre apă și canalizare. Primarul și-a propus ca toate proprietățile să beneficieze de aceste facilități. Pentru acest proiect se așteaptă semnarea contractului de finanțare. Apă, canalizare, așteptăm. Aici n-am semnat încă contractul, dar din informații care le avem, suntem eligibili și așteptăm decât să ne cheme să semnăm contractul de finanțare. Aici e vorba de un proiect de 40 de milioane de lei și va fi toată localitatea Podcoava, toate străduțele, absolut tot. Nu va rămâne nicio proprietate fără apă și canal, care sperăm să le demarăm anul viitor, să demarăm acest proiect. Prin Ministerul Dezvoltării, Programul Național de Investiții Angel Salini, orașul Podcoava a fost eligibil și pentru extinderea rețelei de gaz, proiect în valoare de 7 milioane de lei. Extinderea va fi în principal în satele Trufine și Satul Nou, iar primarul speră ca cel târziu, în primăvară, să se demareze lucrările propriu-zis.